sunt niște întrebări. De unde știa domnul Klaus Werner Iohannis, candidat al PNL la prezidențiale, că sunt foarte multe dosare ale unor politicieni mari în lucru la DNA? De unde știa domnul Iohannis, candidat al PNL la prezidențiale, că domnul Ponta va fi inculpat, scos din PNL, din PSD și scos din viața politică? Sunt declarațiile lui din campania electorală, lucrul care se confirmă azi, un scenariu care se dovedește și care ridică semne de întrebare asupra accesului PNL și al lui Iohannis la dosarele DNA. Sunt semne de întrebare la care și doamna Chioveși, și domnul Iohannis, și conducerea PNL trebuie să răspundă. Nu mai putem să ne prefacem că nu observăm. Așa cum nu putem uita că după alegere, noul președinte Klaus Iohannis a anunțat că într-un an vom avea o nouă clasă politică, că mulți dintre politicienii de vârf vor dispărea. De unde știe președintele României și mai înainte un candidat la prezidențiale ce dosare are în lucru DNA? Să ne explice doamna Chioveși și cât i-a dat raportul lui Klaus Iohannis, președintele PNL, și de când și cum. Pentru că altfel nu avea cum să aibă acces la aceste informații. Este o dovadă clară că Iohannis și Chioveși lucrează împreună, așa cum sunt dovezi clare că DNA se ocupă doar de adversarii politici ai lui Iohannis.